Anticamera veșniciei. Familia Pop, Ana și Nicky, a fost greu încercată de-a lungul timpului, dar în viața lor Dumnezeu s-a dovedit a fi credincios. Fapt care i-a motivat și pe ei să răspundă cu credincioșie, alegând să trăiască întreaga viață la picioarele Domnului Isus. Săptămâna trecută, sora Ana Pop ne povestea despre lucrarea surorilor și despre modul minunat în care fiecare poate sluji în trupul lui Hristos. Continuăm să aflăm și astăzi despre perioade frumoase, dar și despre momente de încercare, voi adânci, din care Dumnezeu i-a scos biruitori. Ce altceva vă amintiți despre lucrarea cu surorile? Cu lucrarea cu surorile, sora mea, întotdeauna nu îmi puneam eu punctul de vedere, întotdeauna le provocam pe ele, să văd ce au pe ele, pe ele ne-am multe să vă zic așa, dar nu, e și timpul că nu poți toate să le spui. Nu, i-am făcut și proverbe, le-am făcut psalmii, am făcut femeile Biblei, multe, multe, ce le interesa, puneam pe urmă în aplicare și eram împreună, nu îmi puneam eu punctul, le dădeam lor prioritate, ce au pe inimă, cum gândesc ele, cum simt ele. Și asta lucra foarte mult sora mea. Și n-am făcut niciodată, când aveam cu surorile, vreo vârfă împotriva cuiva, niciodată. Sau să ne întindem la alte discuții. Numai cu cântări de laudă, de mulțumire, cu rugăciune și cu cuvântul Domnului. Asta a fost pentru noi întotdeauna prioritate. La sfârșit discutam despre ce e nevoie în biserică, cu ce putem și noi să ne aducem aportul și era minunat, sora mea. Dacă e să coborâm într-o vale adâncă prin care v-a trecut Domnul, biruitori însă, care ar fi aceea? Am așa un îndemn să vă zic ceva, o durere care am trecut-o eu și soțul. După atâția ani de slujire, prin 2011 sau 2012, au fost aduse acuzații false împotriva soțului meu, cu cartea Răscumpărarea memoriei scrisă de Vaselică Croitoru. Și a fost o mare suferință pentru copiii mei. Ce mami, tati care a stat în spărtură pentru fiecare și pentru biserică, pentru toți, să fie acum așa defăimat. Și o adus-o din România, s-a plătit ca să o aducă cât mai repede, să o aducă și să ia pe Nichi la judecată comitetul bisericii, știți? Așa. Și am simțit un demn, sora mea, am sunat și zic, vreau să fiu primită și eu la să faceți o ședință. Și toți pastorii și cei din conducere, vă rog să participați, cam ceva de spus și eu. Și m-am dus, sora mea, și am pornit de la carte că l-a învinuit că a fost comunist, că a fost întotdeauna introdus de securitate în țară. Și nu e adevărat. Eu l-am introdus. Eu cu Domnul Iisus m-a luptat să-l aduc în țară, că el a fost arestat. Că și-a doară săracul a crezut că după ce am ajuns în America, acum are dreptul să vină în România. Și l-a arestat pe aeroport în București. Și a stat acolo în celulă vreo 2-3 zile, când a putut să plece înapoi spre America. Că nu mai intra pe urmă în țară. Și acolo s-a dus mama mea, și cu sora mamei mele, de care v-am spus, de la Timișoara, că eram îndrăsneată, și acolo eu băgam mâncare îngăleată la femeia de serviciu și s-a făcut aia că intră și o da bani, bineînțeles, cred că, că intră să curețe acolo și eu dus mâncare la soțul meu. Și apoi am început, știți, am zis, vă vorbesc din inimă, nu am hârtie, nu am scris nimic, că toate le-am în inima mea și le-am trăit împreună cu soțul meu o viață și știu tot ce s-a întâmplat.
Dar zic, vă rog să nu mă întrerupeți, nici chiar soțul meu, că era și el de față, știți? Și am început de la carte și am explicat lucrul ăsta. Zic, dacă era comunist, s-ar fi construit o biserică, având la bază comunismul, ar fi sponsorat el atâția români din lagăre, i-au ajutat să ajungă în America, i-ar fi trimis înapoi spre România. Să vă pun o întrebare. Zic, în viața lui nu a fost comunist, nu a avut carne de așa ceva. Încă chiar au fost batjocorit. Poza lui ori pus-o în Hunedoara unde a lucrat, la poartă, și veneau și râdeau și sculpau pe poza soțului meu. Zic, soțul meu n-a făcut lucrul ăsta și eu vă spun cu sinceritate, pentru că știu citatea, că am fost cu el împreună. Și pe urmă i-am explicat rând pe rând, cum, zic, s-ar fi mărit biserica și ar fi ajuns o biserică atât de mare, dar numai mare, vie în toată America, o biserică română, o comunitate de români recunoscută în tot Oregonul și în toată America asta. Și am pornit și le-am spus, zic, acum îmi dau seama că a venit sora Angela Ciprigan din Timișoara, ne-a vizitat pe noi pe soror și ne-a dus la masă un tablouaș, o să nu mă citește la casă. Și eu nici nu știu ce, am văzut că e ceva mic. Și am pus în poșetă. Când am ajuns acasă, zic acum eu venim vremea. Ce scria pe tabloaș? Dacă vrei să luminezi, mai întâi trebuie să arzi. Zic, astăzi e rândul meu și a soțului să arde. Ca să putem lumina, poate va veni și rândul dumneavoastră. Și am început și le-am spus pas cu pas toate evenimentele din viața noastră și din biserică și după 45 de minute am terminat, nu m-am dat seama că atât a fost. Venit un frate după mine când am plecat și zice, sora mea, dar pune-mi pe hârtie tot ce ne-ai spus, e minunat, vrei să știm. Nu, eu doar am vrut să iau apărarea unui om nevinovat care astăzi este așa de acuzat de lucrurile astea, că deci, unul încă avea cartea și se uita pe ea și râdea, mă duru foarte mult. Altul știam că el a fost plătit ca să aducă cartea cât mai repede, fratele Gog, Lazar, a plătit toată cartea de el. De unde sunt oamenii ăștia? Sunt pănică el. Domnul Ion nu i-a mai lăsat să se înainteze acolo, că prea și-a bătut joc. Someșane e mort, alea la țin cârșe, unul și-a pierdut mintea, unul a fost închis. Unde sunt oamenii ăștia? Domnul ne face dreptate și se vor vedea lucrurile. Foarte mult ori suferit copiii mei din cauza asta. Eu am niște copii atât de sufletești, așa de buni la suflet și cum eu i-am învățat și o văzut la soțul meu, nu le venea să creadă. Și după ce atâtea sacrificii, așa ai ajuns tati. Vai de mine, a fost foarte greu. Un stres și în biserică și în familie. Stres mare. Dar am avut lucrare. A murit sora Elizabeth Voice, o doctoriță a fost ea și foarte persecutată de că s-a căsătorit cu un american și a trecut prin Poland, ce m-a trimis domnul. Dacă ați căzut ea din comitet să o primească, eu a venit cu mesaj înainte de a se întâmpla lucrurile și nu a vrut. Și a venit am invitat-o noi, la surori, și a spus avesatoria să spuneți. Am venit să spun, să vă spun că vă începe o tulburare foarte, foarte mare în biserica voastră, să fiți pregătiți și să nu dați înapoi, să stați pe baricade. Și până asta a fost prin aprilie și în august s-a întâmplat, sora mea. Dumnezeu își va face lucrarea oriunde ai fi, dacă trăiești pentru Domnul și dacă te dedici Domnului și dacă vrei să ai o viață curată și să capeți neprihănirea, trebuie să lucrezi pentru Domnul și așteptăm veșnicia că Domnul s-a dus acolo sus în cer să ne pregătească locul. Prin Domnul Iisus a încăpătat și viața veșnică. Suntem astăzi fiii lui Dumnezeu și eu zic să îndrăsnim orice cât am fi de slab, să îndrăsnim la Domnul. Odată am trecut printr-un greu, nu mai simte la început de drum, și am zis, Doamne, îi careva din biserica asta
să simtă cu mine sau să-mi pot eu deschide inima și n-am pe nimeni. Așa am simțit atunci ca la început de drum. Și numai ce mă sună, asta am zis duminica. Vinerea următoare mă sună în față, neînsemnat din biserică, nici nu m-am gândit vreodată. Și am fost duminica la biserică și a fost așa de minunat la rugăciune și Domnul m-a pus pe inimă, așa am auzit parcă o voce, roagă-te pentru soția pastorului care are nevoie de rugăciune. Și zice, am intrat în rugăciune și post pentru tine. Zice, cum e astăzi? Zice, astăzi e mai bine, chiar s-a luminat orizontul. Zice, mult mai bine. Și zice, slavă Domnului, că azi e ultima mea zi când m-a rugat pentru tine și Domnul a lucrat. Deci Domnul are oameni pe tot pământul, sora mea. Și de ce vă zic așa? Când a trebuit să merg la operație, am avut câteva operații majore și surorile americane din Salem, nu știu cum au auzit, chiar din conducerea organizației, mi-au scris o scrisoare. Zice, am intrat 27 de surori americane în post și rugăciune pentru tine. Ce nu știm de ce, de așa o zis Domnul. Pe urmă, un frate american, pastor, de prin Detroit, cred că așa o zis Detroit, zice, Domnul mi-a spus să mă rog pentru tine. Pe urmă, din Germania, un frate iară. Domnul va fi cu tine. Și atunci mergeam așa de întărită că voi trece cu bine. Deci pe tot pământul, Domnul, nici nu-ți dai seama ce armată minunată are Domnul. Armata Domnului e atât de importantă și trebuie să ne încredem în Domnul. Trebuie să fim niște adevărați ostași în luptă pentru Domnul. Să-mi dăm înapoi. Da, întotdeauna se cere să luptăm plin de credință și să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Da. O, Doamne, minunat e Domnul nostru. Fiecare moștenit asta mă bucur că e o calitate deosebită. El i-a dat Domnul. Cea mare, foarte dezghețată, așa de scurcăreață, inteligentă, are așa prioritate în business, în tot ce face, și e și scriitoare. Dar ce a rămas în inima ei să facă bine oamenilor. Așa a rămas și băiatul meu. Era în clasa a 5-a, când a terminat a 5-a și atunci am plecat. A venit acasă, i-am cumpărat un palton foarte frumos, cu tot salariul care l-am avut atunci. Să-i cumpăr un palton să-l țină vreo 2 ani frumos. Și i-am cumpărat și i-am dat pe el, că era iarnă, și vine acasă fără palton. Vine acasă fără palton, vine cu niște tenis tăruți. Dar ce-ai pățit? Mami, ce colegul meu de bancă, deci e foarte sărac. Vine tot tremurând de frig la școală și nu are nici jachetă, nici... Și am dat paltonul. Și am dat și păpuci și ciorapii. Și el mi le-a dat a lui. Deci nu ai spus cu mami așa că trebuie să facem pentru Domnul, să facem și noi cât un bine. Și invidiați. O intrat în, acolo, la Portland, o intrat să-și cumpere ceva de mâncare și era un om necălzit, un homeless ăsta, cerea mâncare acolo și râdeau de el și își băteau joc și nu au vrut să-i dea. Și a ieșit afară și băiatul meu a văzut și s-a dus după el înapoi și zice, uitați, puneți la omul ăsta mâncare și eu plătesc. De n-o plâns omul ăla. Dar cine ești? Cum ești? Să mă rog. El zicea către băiatul meu, să mă rog pentru tine. Deci ei și în ziua de astăzi. Petița mea asta căsătorită din s-a dus în Arizona. I-am luat mobilă destul de frumoasă, avea ea acolo ca domnișoară acasă, i-am dat-o să ducă cu ea. Nu a ajuns bine, că a venit o familie cu 9 copii și-o la mobilă și-o dat-o la familia aia, cu o săraci. Deci am avut parte așa de bucuria asta să-i văd inteligenți, dar și buni la suflet. Bunătate atât de importantă, care Domnul ne vorbește de ea de atâtea ori în Biblie, în cuvântul lui ea. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Deci ei sunt plini de farmec. Da. Și ca elevi aici au fost foarte buni. N-am avut probleme niciodată cu ei. Pentru că, așa să vă spun o dată, am avut o lucrare, zice, într-o zi de sâmbătă,
se va descoperi un complot care de mult este împotriva ta. Dar nu te teme, eu sunt de partea ta și cei care au făcut vor rămâne de rușine și eu îți voi descoperi într-o zi de sâmbătă complotul. M-am tot gătit, sora mea. Și-o trecut toată vara, am avut o vară. Și în toamnă, în prima zi de septembrie, ne chema pe profesor la școală. Noi de la 1 septembrie începeam profesorii, dădeam examene cu corigenții, ne pregăteam materialul care urma în timp anului să-l predăm. Și la amiază, la ora 12, era prima zi și era sâmbăta. De am uitat. La amiază toți plecau acasă pentru o oră să servească mâncare sau prin oraș să vină înapoi, până la 4 ne ținea. Și n-am vrut, că de obicei tăiam prin curtea școlii și ieșeam pe o străduță care era aproape de casa mea, 5-10 minute. Și zic, nu mă duc acolo, zic că așa e de frumos, era soare, era așa frumos, nu mă duc prin fața, ești prin fața școlii, pe stradă și mă duc așa roată, că erau copaci așa înalți, cu frunze, că dau frunzele, așa îmi plăcea, era cu castan, era așa de frumos. Și am ieșit spre stradă și când am pășit pe trotuar, m-au strigat, doamna, doamna, cine mă strigă pe mine? Când întorc capul, un om înalt, cu o servetă, cu haina era de piele, zic, asta e securist. Eu așa încadram, că sunt încă numărită. Zic, pe mine m-a strigat, da. Zic, dar nu vă cunosc. Da, da, eu vă cunosc. Nu, bine, s-a apropiat. Zice, ce faci? Zic, mă duc acasă, că avem pauza de masă. Nu, zice, să veniți cu mine. Zice, hai de mine, cum să mă duc cu el? Zice, mergem până la cofetărie. Am ceva foarte important să vă spun. Doamne, zic, cine mă vede cu el? Servim o cafea, o prăjitură și mergem înapoi la școală. Și atunci eu vă spun. Nu zic, hai că e curiozitatea, că ce-mi spune? Nu, ne-am dus, ne-au comandat cafea, că prăjitură el a plătit. Și început să-mi spune, zice, sunt din Deva. Sunt trimis de cei de la Deva pentru dumneavoastră de învățământ, învățământul, așa, regional, și am fost trimis la primărie la dumneavoastră. Azi a fost ședință fulger pentru dumneavoastră. Iau, zic, dar ce-am făcut? O, zice, asta vreau să vă spun. Zice, de câtva timp, un dosar foarte gros aveți la partid. Zice, și-o vin și de la partid și directorii voștri de școală și oameni importanți din școală și primarul orașului. Și zic, ce s-a pus la cale? Ce discuție? Zice, ați fost părută că sunteți pocăită și că mergeți la ședințele cu pocăiții, că nu știu să zic altfel, la ședințe, de la rugăciune, ședințele cu pocăiții, că mergeți la biserică și că nu meritați să fiți profesor în școală. Și tot complotul ăsta a fost de o profesoară care vrea să vă ia locul. Și adevărat, era cu una mai mică în liceu și mă spun numele și în fiecare vară spre toamnă venea să-mi ia notițele că era la aceeași facultate cu mine, dar eu nu pot să-mi ia notițe cum ți-ai tu. Îi dădeam toate notițele de un an de zile ca să le aibă cu ea. Și i-am învățat după notițele mele. Și asta a vrut să-mi ie și era membru de partid și totul e foarte mare, nu știu ce, la partid undeva. Și ei mi-au deschis dosarul respectiv. Și totul adunat acolo, știți. Și toți vorbi frumos de dumneavoastră. Nimeni urât de dumneavoastră. Dar cel mai mult primarul orașului. Primarul? Păi zic, el nu mă cunoaște că el e din Deva. O, zice, nici nu vă dați seama ce minunat v-a apărat. Îmi dați o zi de mine. O să zice că vă urmări de foarte mult timp, că n-ați avut nici o ieșire urâtă în oraș sau în școală, că sunteți iubită de părinți și de ele foarte mult, copiii dumneavoastră sunt primi în școală, deci cei doi de Dia, de Nicoleta și de Tamas, că acea mică a avut 5 ani, știți? Și încă 4 când s-au întâmplat lucrurile. Așa, și zice că ce ea merită postul, pentru că eu mă ajut mai mult de ea decât de cealaltă care e membru de partid. Acum am avut curajul să zic că cea care e membru de partid, e cu nasul pe sus, își face ora și pleacă și-a poșeta și pleacă acasă. Asta pentru că știe că e pocăită,
o folosiți la tot ce aveți nevoie. Voi plecați deal, munte și vale în vacanță și ea vă înlocuiește. Deci pe lângă ora ei, ea face foarte multe ore, ea până seara stă în școală să vă ajute pe voi, pe ceilalți. Zice, nu i-a măritat. Aia la te merită, care nici nu-i pază și nu face nicio activitate în școală. Și asta e nelipsită la școală, pentru că săraca să știe că e pocăită și urmărită. Dar ce am eu cu astea? Dacă ea își face datoria. Na, el m-a luat apărarea. Și zic, acum, de ce îmi spuneți dumneavoastră? Asta să gândi, zic, știți de ce vă întreb eu? Că azi e sâmbătă, atunci mi-am dus de aminte. Și eu cred mult că Dumnezeu, pe cine iubește, își spune multe lucruri. Și Domnul mi-a spus, când și-am cum să explic lui, că într-o zi de sâmbătă mi se va descoperi un complot. Zic, e adevărat, a fost complot? Da. E adevărat că Dumnezeu m-a scos biruitoare? Da. No, așa este la noi, pocăiți, ne credem în Dumnezeu. Dar de ce totuși ai hotărât să-mi spui? Pentru că și părinții mei sunt pocăiți. Așa m-a zis. Și nu voi face mulți pureci la județeană, până mă vor descoperi. Și de ce să nu știi tot ce s-a complotat împotriva ta? Ce bun e Domnul așa și... Da, ce frumos lucrează în viețile noastre. Atât am dat prea multe, nu pot să... Pas cu pas am experiențe cu Domnul, cât de bun a fost cu mine și bunătatea Lui ține în via și mila și îndurarea Lui. Ce alte experiențe ne puteți împărtăși? Momente în care ați văzut că Dumnezeu era acolo, la lucru, fiindu-vă ajutor, apărător, încurajare, mângâiere? La început, cum eram așa mai puțin, eram la cina Domnului și o familie care tare dragă mi-a fost, mi s-a părut a mea foarte credincioși din București, familia Anghelache. Și așa, deosebit. Și ea stătea lângă mine și mă privea. Și să mă privească, s-au vedeat de ce să mă privești așa. Și o întreb, zic, vrei să-mi spui ceva? Așa încet cum era în biserică. Da, vreau și nu îndrăznesc, dar spune. Zice, vreau să-mi cer iertare. Dar de ce să-ți cer iertare? Că nu mi-ai făcut nimic, Doamne, zic, te iubesc, eu nu mi-ai făcut nimic. Ba, da. Zic, dar ce? Te-am bârfit. Nu se poate. Zic, dar de ce? M-am lăsat influențată de cineva și mi-am dat seama că e total diferit, că nu ești ceea ce-o zis persoana respectivă. Și să mă iert. Dar Dumnezeu așa a făcut că eu, fiind profesoară, veneau niște fete a unei familii care, într-adevăr, nu erau diagnoși, dar erau creștini, cred că, nu știu dacă nu erau sâmbătari sau ce erau. Și fata, când am intrat în clasă, am văzut că te mă studiază fata, una din fete. Și eu mergea ca și, mami, eu cred că profesoara mea de franceză e pocăită. Mama, zice, e total diferită de ceilalți. În sfârșit, de-a lungul anilor, că am avut-o și pe ea și pe soroi, că erau trei surori, tare mult m-a iubit așa și după ani de zile, el a fost persecutat, chiar închis aici, în România. Familia asta Anghelache, nu știu cum i-a întâlnit în București, nu știu prin ce împrejurare, s-au fi auzit de ele, le-a făcut sponsorarea în America. Și au ajuns în biserică la noi. Și sora mea, fetele astea au fost așa o mărturie pentru mine. Eu le-am văzut, doar nu sunt ele, stăteau lângă ea odată. Și am pus mâinile la ochi și la ele, prin spate am venit. Și ele, zic, știți cine sunt? Nu. Când s-au întors, au început să plângă, mor îmbrățișat. Atâta erau de fericite, tot biserica se uita la noi, așa cum mă tot pupau. Și sora asta atunci o fi întrebat de ele, știți? Și ele le-au fi spus și de ea, cred că s-o rușina și o zi. Zice, iartă-mă, pentru că am ascultat de vocea unor oameni care nu trebuiau să ascult. Na. Și mi s-a mai întâmplat de multe lucruri, dar Domnul mă scos deasupra sora mea, pentru că dacă ești sinceră și ești curată înaintea lui Dumnezeu, nu se poate să nu scoate Domnul la iveală nevinovăția ta. Dacă ar fi să oferiți o încurajare ascultătorilor noștri,
pentru momentele dificile, când trec sau vor trece prin viață. Care e acel gând pe care ar trebui să îl aibă în atenție și asta să le dea putere în acele momente? Da. În momentul când am fost atunci cu cartea și Domnul m-a folosit în luptă, o soră iubitoare, Doamne, și entuziasm, mă sună și mă încurajează din Poland, mi-a gravat pe un gățăric, așa, cuvintele. Și asta va trece. Toate vor trece. Numai dragostea lui Dumnezeu nu trece și ea pentru noi. E până la sfârșit de cale și în împărăție vom trăi momentele cele mai fericite din viața noastră. Îl vom întâlni pe mirele nostru și vom fi împreună pentru veșnicie. Deci să nu descurajați, chiar dacă lupta e grea, dar știm că după nori vine și soare și întotdeauna, chiar cât ai fi de jos, de acolo te ridică Domnul și te pune pe o treaptă plăcută lui și vom izbândi doar prin credință și prin Duhul Sfânt care ne va întări și vom fi biruitori, că biruința vine, vine, să nu vă gândiți că nu vine, ea vine. Să nu lăsați desnădejdea să vă cuprindă. Că atunci când vine încercarea, atunci știți că și biruința va fi. Încercarea mai mult vă va întări și veți ieși biruitor, dar și mai puternic în luptă. Și cu mai multă nădejde pășiți înainte. Eu așa spun. Nu ne lasă Domnul. Nu, orice ar fi. Când veneau tinerii din România, asta le spuneam eu, că îmi plăcea așa, că am iubit mult copii și știu că ei sunt inocenți și sinceri și mă opream în dreptul lor și le spuneam, oricât ar fi de greu și tentațiile că sunteți tineri sunt mari, dacă nu vă lăsați de Dumnezeu, dacă vă țineți tari de pora hainei Lui, veți fi învingători în orice probleme. El va fi cu voi și veți vedea cum Domnul, în momentele cele mai grele, vine la voi. Și chiar dacă nu-L vedeți, dar El este clipă de clipă cu voi și vă va face să fiți mai puternici pe cale și nu numai asta. Veți vedea cu ochii voștri cum progresați. Pentru că Domnul nu ne-a făcut coadă, ne-a făcut cap și toți vor vedea din jur și vor spune, da, îl are pe Dumnezeu și Dumnezeu, uite cum îl conduce spre un sfârșit minunat, spre veșnicie, pentru că astfel, dacă te lași de Domnul, e greu. Atunci vin tot felul de necazuri care, dacă te-ai descurajat complet, mergi tot mai mult în jos și nu e bine. Trebuie să înaintăm cât mai mult pe cale, cu tot greu. Dacă l-ai pe Domnul, nu se poate să nu înaintezi. Înaintezi, nu dai în regres, ci mergi din progres în progres. Și asta este minunat, că sfârșitul va fi categoric asigurat acolo sus în veșnicie cu Domnul Iisus. Vom avea parte de locul care ni l-a pregătit. Amin. Da, asta am fost să zic. Da, am așa de multe, atâtea mărturii, sora mea, ca cu viață, dacă aș avea, n-aș putea să le spun pe toate. Trebuie să înaintăm cât mai mult pe cale, cu tot greu. Dacă l-ai pe Domnul, nu se poate să nu înaintezi. Înaintezi. În sânul familiei Pop, Ana și Nichi, Dumnezeu a avut locul central. El a fost susținătorul, cel care a dus la bun sfârșit ce a început în ei și prin ei. S-au pus la dispoziția lui Dumnezeu cu întreaga ființă și Dumnezeu a fost credincios față de ei. Ce minunat să putem descoperi viața unor astfel de oameni care au rămas lângă Dumnezeu în ciuda văilor și încercărilor de tot felul. Să învățăm de la ei și să le călcăm pe urme. Eu sunt Roxana Popovici, încurajată de această mărturie, vă las în grija Harului Domnului.
antimicamera veșniciei.